Fraților, eu nu mă văd de niște pierduți. Mergem să vedem Transformers. Nu mai știu cum se numește. Ceva cu cavaleri. Joacă Anthony Hopkins în el, adică... Lasă că îmi place, că mi-a acoperit fața. Mergem să vedem Transformers. Și eu vreau să-mi cumpăr, un coș de la... Eu vreau să-mi cumpăr niște tricouri. Facem și trebuie să-mi iei și mie ceva, că mi-ai promis că mi-ai ceva. De acum 2 săptămâni. Mi-a rămas dator. Ți-ți place Transformers? Nu știu despre ce e filmul ăsta. Bine, revenim cu părere, nu? Roboți? Da, și mașini. Felicitări, ai câștigat o punguliță cu figură convertibilă Transformers. Nu știu. Dar n-am câștigat de aia. Stai așa. Hai mă, bulan mă, hai. Vreau o de aia. Stă deja cu mâna pe ea, pregătit, știe că n-o să câștig. Mă, băia să cât astea, mă? Unde-s bilețelele alea bune? O punguță cu figurină convertibilă. Știai tu ce știai? Later. A se nota că sunt șofer responsabil și statusul de pe Facebook mi le scrie Ionesca. Exact. Ce ne aștept acasă? Aosaki. Hai să vedem. Uite-mă cum stă ea, mă. Uite-mă cum stă ea, mă, și cum a găsit ea un șervețel, unde l-a găsit ea. Cum l-a făcut ea bucăți, da, mă? Da. Nu face Sasha treabă? Deci Sasha, domnilor. Treabă. Haos. Cam asta a fost activitatea de astăzi. N-am prea filmat cât am fost în mall. Mi-am luat haine. Aș putea să-mi arăt tricourile. Asta o să fac. Pare din mine tricourile. Am fost în mall, mi-am luat niște haine. I-am găsit eu o super cămașă din colecția XO, care era adusă de la 100 și ceva de lei la 30 de lei. Am mâncat Zinger de la KFC și am văzut film Transformers, bla bla bla, ultimul Transformers. Georgiana, cum a fost Transformers? Wow, oleu, cu foarte multe bătăi, cu foarte mulți roboți, mie nu-mi plac filmele astea. Dar dacă vă iubiți prietenul și vă roagă să mergeți la acest film, mergeți pentru el. Eu nu o să mai merg la următorul. Da, este... Mi s-a părut că acțiunea s-a desfășurat super repede, adică s-a grăbit să intre în bătăi. Asta și pentru că tot scenariul a fost huge, probabil, adică filmul durează, nu știu, 2 ore jumate, 2 ore și ceva, oricum e foarte lung și la un moment dat obosești, dar... În principal sunt multe bătăi. Sunt anumite bucăți în care pur și simplu sare peste cursul natural, adică... Te trezești în mijlocul acțiunii fără să-ți dea prea multe detalii ce s-a întâmplat acolo, știi? E foarte greu de urmărit, eu nu înțelegeam ce trebuia să distrugă. Da, se întâmplă multe chestii, foarte multe chestii. Deci e un film greu prin prisma faptului că se întâmplă niște lucruri foarte repede. Și nu-ți dai seama exact ce, cum, ce căuta ai acolo, deci e un haos. Deci e un film haos. Altfel, dacă vă place Transformers și sunteți obișnuit cu seria de chestii super absurde care n-a roboți care și-o pun din gură și sare ulei, cum sare sângele omului și niște roboți umanizați, duceți-vă și uitați-vă. Roboți care au sentimente. Da, da, adică e Transformers, dar mi se pare că spre deosebire de celelalte, ăsta a fost făcut ciudat. E un Transformers foarte, e un Transformers transformat. Nu mai Transformers de care m-am de gata, am înțeles. Mie nu, adică n-a fost pe gustul meu, nu mi-aduc aminte să fi văzut alte filme Transformers. Nu e un film de fete, este un film de băieți și de copii. Da. Hai să văd ceva. Stai, că vreau să întreb ceva. Deci, avem o problemă. Nouă ni s-a stricat aspiratorul și l-am dus a treia oară la garanție. Și se pare că nu mai poate fi reparat și cei de la EMAG au hotărât să ne dea bani înapoi. Ideea este că trebuie să ne cumpărăm aspirator. Și eu nu știu ce aspirator să aleg. Pe primul am ales eu, ca dovadă a fost atât de bun încât s-a stricat. Maria nu vrea să se implice și aici am nevoie de ajutorul vostru. Am nevoie să-mi recomandați un aspirator neapărat care să nu aibă sac. Deci nu vreau să fie cu sac, că e haos. Să aibă putere minim 1000 de W și să nu coste mai mult de 4 milioane, că mă omoară Marian. Mă ajutați, vă rog? Am nevoie, chiar am nevoie, că trebuie să-l comand neapărat.
m-am tot uitat, dar nu am răbdare, nu mai am răbdare să mă uit la review-uri și dacă mă ajutați voi, ar fi super. Vă mulțumesc, gata, acum pot să arăt hainele. Știți cum e, na, fetele cu aspiratoarele, băieții cu hainele. Da. Haide, laudă-te. Și apropo, vreau să mai spun ceva. Lasă hainele, pune camera pe mine. Să știți că eu nu mi-am luat absolut nimic. Nici măcar un vârf de ac. Nimic. Da, eu sunt fan tricouri, de-astea la 20 de lei și de fiecare dată când am ocazia mi-au tricouri. Dar nu că-s la 20 de lei, sunt din bun bac, sunt da, bune. Da, tricouri simple, fără bla-bla-uri pe ele. Asta e chiar. Cât a fost? 20 de lei? Da. 20 de lei. Am mai găsit încă unul care e redus la 20 de lei. Care costa, țineți-vă bine, 90 de lei. Și acum am dat 20 de lei. Dar fii atent că ăsta este din pânză topită, măi. Măi, ăsta ți l-ai luat singur. Și? Ce înseamnă asta? Este foarte bun, este material foarte bun. Mă mir că ți l-ai ales tu, pentru că nu prea ai gusturi. Mi-am luat încă un tricou cum o lampă la galben, care vine foarte bine pe mine. Și care da, doar că ăsta e alb și trebuie să mai slăbești. Care maschează burta. Mi-am mai luat încă un tricou la 20 de lei. Auzi, da, nu ți-ai luat două la fel? A, nu, ăsta e spre mă, ăsta e spre buzunar. A, ok. Mi-am luat cămașa asta. Asta și-a ales-o singur. E pe stil așa Kim Jong-un. Fidel Castro, viva Fidel. Asta a costat 40 de lei, redusă de la 129. Și asta? Asta este cămașa aleasă de mine, din colecția EXO, pentru că știți că Marian este fan The Weeknd. Și este, a costat 40 de lei, am rupt eu eticheta dacă m-am îmbrăcat cu ea, redusă de la 90 de lei. Da, și n-ai gule. E prima oară când am o cămașă de genul ăsta. Da, e foarte cool. Am cumpărat papuci cu blană, da. Asta și-a cumpărat tricouri. Mâine ce și-a mai cumpărat? Că nu ne-a nimic. Vezi? Nu ne-a nimic. Acesta a fost filmul, outfit-ul și request-ul Ionescă-i de astăzi. Ne vedem mâine. Hehehe